Salutare toată lumea și noi am găsit la un nou episod de Tech It. Astăzi vreau să ne apucăm de făcut ceva mașinării. Am fost să adun ceva sticky resin și niște... De fapt, sticky resin o luăm din acești rubber tree. Și avem și niște lemn. I-am luat de acolo, din partea aia, și am găsit și niște câini pe acolo. Și o să mergem să luăm unul. Deci acolo am găsit la, nu știu, 300 de metri de casă. Și acum o să ne apucăm de ceva mașinării, pentru că cât am fost laminat, am făcut tot felul de iteme. Vedeți aici, nici nu știu dacă vi le-am arătat, dar stați să mă duc eu acolo. Am luat și mâncare pe drum, că am găsit multe vaci într-un loc, erau foarte multe și mai era departe de casă și am zis să iau și ceva de mâncare. Uite, era unul exact aici, era, da. Nici nu știu de ce l-am pus aici. A, uite. O să luăm doar unul. Și gata. Cum vine după mine. Perfect. Vine după mine, da, aș dă teleport pentru că am viteza mare. Hai să mergem acasă. Și mi se pare că aceste oase pot crește o pace ăștia direct. Și nu mai consum. Mi se pare că din prima era, da. Pe versiunile astea mai vechi, din prima crești copacul. Și cum am luat eu rășina? Deci în primul rând facem... Nu știu, mă speria. Stai acolo. Facem niște lemn. Hai să facem mai mult lemn. Să facem două bucăți și punem așa. Și avem un tritep. Și vom face ceva genul ăsta. Dar să vă arăt și după mă voi culca. Deci unde vom să-mi eu, parcă... A, uite, aici. Asta este rășina. Se aude cam ciudat. Și are și pe aici, dar... Deocamdată nu stai să pară frunzele. Deocamdată. Să fac asta off-camera. Plus că nu avem destul. Așa, hai să ne culcăm. Ia-te mai încolo. Tu, aici. Da. Să stea lângă patul meu. Și să ne apucăm. Mă, cred că o să mă încurce aici. Uite așa. Bun. Deci, în primul rând, ce o să vreau să fac? Să pun la prăjit niște iron. Am foarte mult iron. Ce am găsit la iron și nici n-am luat pe tot. Deci mi se pare că am două stacuri, cam așa am luat. Trei stacuri. Da, pentru că m-am oprit, pentru că am văzut că am foarte mult și nici nu l-am mai luat pe tot. Ce vom face? Facem un iron furnace care se face așa cu niște iron, dar vom face pe ăsta pentru că e mai consumă mai puțin iron. Ce face el? Pur și simplu face mai repede, coace mai repede sau nu știu cum să zic exact. Deci ne trebuie 10 bucăți pentru că vreau 2 și 2 furnale ne trebuie. Așa. Și am făcut un iron furnace. Stai să fac eu ceva genul ăsta, pentru că nici nu știu dacă în episodul ăsta o să vreau eu să fac un furnal de la electric,
care consumă destul de multă energie și mai bine aș face așa. Și hai să ne mutăm aici. Și uitați, asta face mult mai repede, zic eu. Și în partea asta vom pune 3 stacuri de cupru. Cred că vom pune tot, nu, hai 22 de bucăți, pentru că este o mașinărie. De ce nu vreau să fac totodată, să pun totul la prăjit? Este o mașinărie care dintr-un or, adică dintr-un minereu de ăsta nefăcut, de exemplu ăsta e un lingou, nu se mai poate face, scoate 3 dust. Și din acel dust se fac 3 bucăți, deci stai să vă arăt. Stai, mă, cum era? Pe R? Da, uite, macerator. Stai cu 2. Sau cu 2, nu mai știu. Se pare că la unele mai mult sau... Ia, stai să văd sigur. A, doar cu 2. Deci, numai acest macerator, 2 bucăți. Și cu aceste gold dust, ce facem? Stai, mă, cum era? Că nu mai știu comenzile. Deci, U, uite așa, U. Facem pentru fiecare bucată, băgăm într-un fornar obișnuit și scoatem o bucată de aur. Deci, pur și simplu o dublăm chestia și nu vreau să pierd foarte mult. Hai facem și ăsta, că mai trebuie unul. Ce vom face prima dată? O să ne apucăm să facem un bedbox. Deci, ce ne trebuie? Prima dată ne apucăm de cablurile astea, de copper cable. Nici nu știu dacă am pus, da, am uitat să pun. Hai să iau eu ironul ăsta și să fac așa. Până se prăjesc astea, mă duc să tai din copaci ăștia. Să aștept să cadă toate frunzele, ca să iau mai multe saving-uri. Și e bine că îi pot crește foarte rapid, cam bone meal. Uite aici. Da, e că alea cred că s-au terminat și nu mai rău să aștept. Oricum ne trebuie puțin. Asta e. Parcă 6 trebuiau. Nici nu mai știu cum era, pentru că n-am mai făcut de un an sau doi. Deci, am făcut cablurile. Mi se pare că un cablu ne trebuia, nu? Da. Și o să facem acest rebattery. Aici nu merge să vedem rețeta, pentru că alea sunt încărcate, dar nu trebuie neapărat încărcate. Să facem baterie obișnuită, tin, redstone și un copper cable. Deci hai să facem tin acum. Mă, ia să pun eu asta aici și mai facem unul. Tin. Tinul ăsta m-am întors special ca să iau tin, pentru că pur și simplu n-aveam deloc. Am fost eu la minat și asta, mina asta, mai mult pentru tin am făcut, pentru că nu aveam chiar deloc și minasem destul de mult. Și am găsit un mineshaft aici, chiar aproape de... Fapt, exact în cobor e un mineshaft acolo și e perfect. Câte bucăți ne trebuia? 4. Și ne trebuie... Deci 12 bucăți, 3 baterii. Restul avem. Ia să bag eu... Uite, o de asta o băgăm. Cactusul l-am luat, poate o să avem nevoie vreodată. Mai bag ce nu am nevoie, că îmi umple inventarul. Aiurea și... Na. Hai să mai fac... Să mai fac eu... Deci aici e... Puțin iron. Mai fac niște cabluri, că o să avem nevoie. Hai să mai luăm un solar panel. Poate până și fac astea putem face unul. Asta e obișnuit.
A, ne trebuie un macerator. Ce solar panel. Da, și a, iau un generator. Și asta se face destul de ușor. Deci, ce facem cu bedbox-ul, ca să vă explic? Bedbox-ul stocăm energie. Este ca o baterie, să zicem așa. Și cu generatorul băgăm energie în bedbox. Hai să facem 3 baterii, deși ne mai trebuie. Mai trebuie, stai că am pus aici. Deci cum era rețeta asta, stai să văd dacă țin minte. A, cred că știu. Așa, și un cablu. Bun. Aici, cred că trebuia să pun eu cu fața exact, dar nici nu știu unde să pun. Ca să iasă și la mașinării. Pun aici. Deci pe aici este ieșirea. Deci numai pe aici este energia. Și peste tot prin părți intră. Stați, 40.000 de... nici nu știu, energie. Putem maxim. Și cel mai mult era pe MFSU. MFSU, cum îi zic eu. Parcă da, a, nu mai știu, uitați. Cum arată rețeta. Nici nu mai știu. Credeam că scrie, nu știu de ce. Mai facem noi o baterie. Chiar îmi place să craftez toate chestiile astea. Astea. Deci, bedbox-ul l-am făcut. Hai să facem și generator. Free battery. Deci, un... mai și înlocu tot așa. Nu știu pe care să le, cred că o aleg pe prima. Deci, ne trebuie un furnal de aer. De aici ne trebuia nou. La care l-am pus. Deci, furnal. 3 bucăți de aer prăjite. Fac refine iron. Nu, eu am pus, n-am... ah, stai că aici e iron obișnuit. Ce mai ar trebui noi să punem? Hai să mai pun niște cupru aici, cât mai are. Așa. Iau acest refined iron. Și gata. Stai, mă, cum era. Mă, cred că am greșit. Am bateria, mă. Uite așa. Și generatorul, cred că o să-l punem deasupra. Nici nu o să mai folosim cabluri. Și cred că l-am pus nașpa și trebuie o... trebuia să-l pun așa cu fața. Trebuie un... un wrench. Și se face destul de greu. Da, cu bronz. Și bronzul este o combinație dintre astea, da. Nu mai sunt să facem, oricum nu e mare problemă. Asta ce face? El nu, nu scoate nimic. Doar energie. Hai să mă culc și după o să pun niște cărbune acolo. Și o să vedeți cum crește acea energie din bedbox. Hai să punem și noi 16 bucăți. Uite așa. Deci aici face și energia automat se duce în bedbox. Și pur și simplu crește aici. E foarte... tare chestia asta și putem să, de exemplu, dacă era, puneam mai departe generatorul, puteam conecta așa cu cablurile astea și cablurile sunt pe, știu cum să zic eu exact, din ce în ce mai bune, adică astea sunt, nu știu, cam pe la mijloc, dar sunt destul de bune cablurile și, de exemplu, dacă nu erau cablurile bune, pur și simplu exploda
Și nu era bine. Acum că am pus cu rășină pe lângă, adică sunt așa acoperite, sunt mai bune. Pentru că puteam să fac și așa, ia asta să vă arăt. Mai era o metodă, modalitate, care să fac așa. Aceste, astea, stai mă, cum era, neizolate, și astea sunt izolate. Și pur și simplu făceam cu cupru și astea mai pot să le fac, uite așa. Dacă, de exemplu, aveam mai multe, mai puține bucăți de rubber. Și astea sunt mai proaste. Nu știu dacă bubuie exact la asta, dar oricum nu sunt bune. Deci a crescut asta de aici. O să facem un macerator și o să închidem episodul, pentru că cred că l-am făcut destul de lung. Să ai un macerator mai bun. Flint. Oh, electronic circuit. N-am mai făcut de mult nici de astea. Flint. Parcă luasem eu flint. 3. Mamă, fix. Deci, o bucată de refined iron. Hai să fac 2. Sau, nu, 3 circuite. Parcă ne trebuia 2 la ceva, dar nu mai știu la ce. Oricum știu că o să avem nevoie 100%. Deci, stai. Oh, mai avem nevoie de cabluri. Da, am pus exact invers. La fix. 37 de cabluri. Bun. Deci parcă era așa, pe mijloc refined iron și aici. Așa. Oh, am uitat să fac acel machine block. Cum îmi dau seama. Și ne trebuia 8 bucăți, da. La fix. Aici s-a umplut. Da. La fix a ajuns. Hai să mai... Oh, dar stai că mi se termină toporul. Mai fac unul tot din piatră. Pentru că... Na, sparge bine. Și n-am nevoie de lemn deocamdată. Nu o să am nevoie de lemn. Să fac unul ca lumea. Dar așa pentru astea nu e nicio problemă. Se sparg mai repede. Aola, acum dau seama, deci nu... Da, nu trebuia să sparg. Trunchiul copacului. Pentru că se regenerează acea rășină. Da, am uitat chestia asta. Pur și simplu, trebuie să tai frunzele așa. Și pe aici o să se facă... Nu știu ceva acolo? Nu. Gata. Deci cum era? Nici nu mai știu. Stai să mă uit din nou. Fac așa, să pun rețeta aici. Și am făcut un macerator perfect. Cred că îl voi pune... Oh, da.
O să mă scoată din Minecraft imediat, oricum revin imediat ca să nu dea crash. Bun, am revenit și acum nici nu știu cum trebuia să fac chestia asta. Deci era ceva care... Nu mai știu. Chiar nu mai știu. Care era? Care pur și simplu mutam această... A, dar stai mă, că acum îmi dau seama eu. Pot să fac și eu, uite, deci pot să iau asta. De-aia îmi spart energia. Și asta era dezavantajul, da. Acum nu avem ce să facem. Sper că m-am urcat aici cu cablul, normal. Și o să punem așa. Ce vreau să fac? Păi să pun pe aici. Să pun așa. De ce? Ca să nu se vadă pe deasupra. Că pe aici trec cabluri. Da, am consumat aiurea. Oh, se aude și sunetul. Se aude cam ciudat. Ia stai dacă... Ah, că-i pe... Dacă-i pe 0. Deci era bug-ul ăsta pe 0. Pe sunetul 0. Porneau astea tare. Și acum a intrat energie aici și putem pune... Stai să... Iau eu niște aur ăsta. Că aurul este foarte bun. Să pun așa. Și aici se face. Foarte greu, dar merge. Și e funcționabil. Mă, cred că voi face un electric furnace. Pentru că se face ușor. Și am un electronic circuit. Iron furnace. Să luăm pe ăsta. Task de ușor. Perfect. Și acum luăm dustul și l-am pus aici și aia e. Ăsta, electric furnace-ul, cred că e puțin mai rapid ca asta de iron. Și pur și simplu, consumă energie de aici. Acum nu prea scade pentru că face și ăsta și na. Dar asta e mult, de ce fac eu cold? M-am arătat de test, dar să opresc acum. Să pun, nu știu, ceva important. Cred că niște tin ar trebui. Și în episodul următor cred că o să facem ceva solar panel-uri. Pentru că acum avem macerator. Și o să trebuie să băgăm cărbune la asta. Deci să punem cărbune și să facem acel dust care era acolo. Ia stai să văd dacă mai este. Cum era, mă? Solar panel. Deci... Căul dust. A, uite mă, la un solar panel trebuia două de-astea. Și un generator. Și asta face energie numai ziua. Dar este gratis. Chiar dacă nu face la fel de mult ca asta. Dar dacă e gratis, nu pun nimic, e foarte bună. Și na, nu-i chiar puțină. Dacă fac acum, să zicem că am două de-alea, n-am ce face cu energia. Oricum, asta a fost și cu episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume!